Deci, în total, valoarea skinurilor mele de pe cont este de... Salutare tuturor și bine v-am găsit la cel mai așteptat episod de care m-ați bătut la cap să-l fac de foarte mult timp și am zis că odată ce o să iau skin-ul pe Spy pe care îl vedeți aici și este unul dintre cele mai tari, poate ulterior o să fac și un top, un alt episod în care o să fac un top al tuturor skin-urilor care îmi plac mie cel mai mult și care sunt cotate fiind cele mai frumoase, dar și scumpe totodată. Și cele exclusive, că mai sunt și cele exclusive pe care poți să le iei doar în anumite părți ale anului sau în 2018, 2018 și așa mai departe. Oricum o să vi le arăt pe toate, și cele cu gemuri și fără gemuri. Pe acest episod, nu uitați de butonul de like și de abonare dacă doriți să susțineți seria de brosta și vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Vreau să facem la acest episod peste 15.000 de like-uri. Ăsta este targetul, pentru că o să stau destul de mult să filmez, să editez, să calculez și așa mai departe. Totodată nu uitați codul Mădălin pe shop. Aici, bineînțeles că au venit și oferte, deci codul Mădălin pe shop dacă doriți să aveți acolo un noroc în plus la Brawler. Au apărut 3 megabox-uri și V-box, am contul full maxat, n-are sens să le deschid, așa am și eu 100.000, 101.000 star points-uri. Și mai sunt și ofertele, eu am luat toate ofertele practic. Astea mai sunt unele skin-uri care îmi lipsesc, dar nu duc lipsă de ele cei drept, adică sincer sunt degeaba ca să le pot cumpăra. Mai sunt câteva zile pentru oferta de pin pack lunar, gen lunar pin pack, care va fi exclusivă și nu o să mai puteți lua absolut niciodată. Și skin-urile acestea la fel sunt exclusive. Ce o să vedeți pe acest episod cu acest badge sunt skin-uri din 2018, 2019, 2020, 2018, parcă sunt și din 2018. Parcă 2018, 2019, 2020, 2021. Unele sunt și arhivate și nu o să mai apară decât o singură dată pe an, mi se pare, sau nu o să mai apară deloc. Nu știu, nu știu, în fine. Deci sunt exclusive și nu le puteți lua decât o singură dată pe an. Asta cu Tabu eSports, dacă vă întrebați, este din cauza că am făcut deja 15 win-uri. Dacă faceți 15 win-uri, o să vă calificați pentru etapa următoare. Poate o să fac un episod special în care să anunț, habar n-am, dar după cum observați aici, am făcut 15 cu 1 pe contul mare, 15 cu 1 pe contul secundar. Nu știu dacă va rămâne Tabu ăsta cu eSports în continuare pe cont, cred că va dispărea la un moment dat, habar n-am. Hai să începem să-i dăm drumul, deci nu uitați de butonul de like și de subscribe, am mare rugăminte la voi. Și pe acest episod vă voi arăta toate skinurile pe care le-am cumpărat, toate skinurile pe care le am și valoarea lor, prețul lor, cât am dat pe ele practic, împreună calculându-le la final, să vedeți cam care este suma investită de mine în skinuri, doar în skinuri, pe lângă faptul că mai sunt și oferte pe care le-am cumpărat și așa mai departe. Și nu am calculat până acum o sumă exactă, adică un preț exact a câți bani am dat pe skinuri, din simplu fapt că băi, super aiurea, știi, să ții minte lucrul ăsta, doar chestia asta te frustrează și mamă, mai bag încă 50 de lei pentru skinul ăsta, mai bag încă 25 de lei pentru skinul ăsta, încă 50 de lei, așa mai departe, să te calculezi, te apucă rău, așa măcar nu știi cât sunt, fac acum episodul, poate o să-l uit, dar măcar cred că o să fie gen, o să fie ceva sumă investită în niște skin-uri. Bine că nu mă joc Fortnite, cred că pe Fortnite, dacă era să mă fi jucat, acolo mi se pare că trebuie să investești peste 5.000 de euro sau ceva de genul, am înțeles eu bine, ca să ai toate skin-urile, aici măcar e mai așa cu bun simț și nu sunt chiar foarte multe skin-uri băgate, lângă faptul că și PES-ul s-a băgat. De când s-a băgat PES-ul, că vreau să anunț chestia asta, pentru cei care nu știu, odată cu băgarea PES-ului nu au mai fost brawleri, gen skin-uri pe brawleri de 300 de gemuri, pentru că s-a băgat brawl PES-ul și trebuie să cheltui gemuri și acolo. Înainte erau skin-uri cu 300 de gemuri, foarte tari, uite cum este asta pe Spy, cred că dacă nu era PES-ul, era gen costa mai mult ca sigur 300 de gemuri, dar l-au băgat la 149, au făcut reducere, eu am prins cu perioada aceea cu 150 de gemuri, 949. Bun! Începem prima dată, știți ce vreau? Să fac totuși să pun un calculator pe ecran ca să vedeți în timp real calcularea prețurilor, skin-urilor și totalului gen la final. Ei bine, am pus aici calculatorul, sper că se vede destul de bine. Începem cu Shelly prima dată, dar cred că o să iau eu gen ăsta ca să se vadă mult mai bine. Deci avem așa, ăsta este Basic, brawlerul Basic, Star Shelly, care este doar pentru cei care au înainte de 2019 conturile făcute. Star Shelly gen este un skin exclusiv. După aceea avem Witch Shelly, care a fost 150 de gemuri. Deci punem aici 150 de gemuri plus. Cred că s-a pus plusul, să sperăm. Așa, bun.
După aceea avem PSG Sherry. PSG Sherry nu o punem la calcule, adică eu totuși vreau să pun skinurile pe care gen am cheltuit gemuri și am băgat gemuri. PSG Sherry, chiar dacă costă gemuri, eu am luat-o gratis din acel campionat gen de PSG când a fost la momentul acela adăugat. Iar ultimul este True Silver Shelly. Shelly nu are skinuri foarte multe cu gemuri, ce-i drept. Mai este și Bandita Shelly, pentru că mai zis că mai sunt unele skinuri pe care nu le am, dar Bandita Shelly nu am achiziționat. Nu mi-a plăcut mie și am zis, bă, de ce să iau? Ce drept e că nu e un brawler foarte agreat de mine. Deci aici avem decât 150 de gemuri. După aceea continuăm cu Nita. Ei bine, la Nita aici trebuie să mă bag mai rău la calcule, pentru că am luat cu reducere, skin-uri. Și ăsta pe Nita cu ursul acesta mi se pare că a valorat 39 sau 49 de gemuri. Ia să nu uităm mai bine. Dar în fine, skin-ul în special atunci la început a fost 80 de gemuri. Cred că o să punem cu prețul inițial cât a fost el. Pentru că dacă stau bine să mă gândesc, sunt multe skin-uri pe care le-am cumpărat la reducere și nu mai știu dacă le-am luat atunci imediat sau le-am luat ulterior după aceea. Așa că o să punem 80 de gemuri aici pe Nita, ca să nu mai trebuie să mai calculez sau să mă uit pe canal pe YouTube și așa mai departe. Deci punem aici plus 80. Hai să facem așa un calcul, da, văd că merge, bun, punem aici un plus la 230. Deci ăsta este 80 de gemuri. Ăsta a fost 150 de gemuri la început. Și Banita 150 de gemuri, dar la fel mi se pare că am luat eu cu o reducere de 99 sau 89, fine, voi pune 150. 150 prețul inițial. Bun. Continuăm. Ăsta a fost cu Alanita de gen când am fost atunci cu Australia. Și dacă nu mă înșel, a fost doar 80 de gemuri, o să mă uit eu sigur că aici nu mă țin bine minte. Facem o mică corectare, băieți, din simplu fapt că am găsit un site foarte tare în care îmi spune absolut tot, gen toate skin-urile care au fost la început și cu preț și așa mai departe. Hai să calculăm din nou. Deci, Bandita Shelly nu am, costă 30 de gemuri. Star Shelly v-am zis că gen este acesta pentru cei care s-au înregistrat înainte de 2019. Deci avem 150 de gemuri. La Witch Shelly este singura. PSG Shelly era 80 de gemuri sau gratis de la cupă, dar eu efectiv am luat-o gratis de la acel campionat. După aceea avem Nita. Red Nose Nita a fost și scrie aici 99 de gemuri. Cred că mai mult ca sigur am dat și 99 de gemuri, că am luat-o la reducere și hai totul să punem cu reducere. Deci dăm acolo plus 99 de gemuri. Panda Nita nu o am, care costă 30 de gemuri, poate o să iau în viitor și Bandita Shelly și Pandanita. Și Bandita costă 150 de gemuri, am luat-o, da, costă 50 de gemuri atunci la momentul acela, iar cu Alanita 80 de gemuri este prețul inițial. Până acum 479 de gemuri avem. După aceea trecem la Colt. Bun, Colt avem aici Trophy Road, e Coltul special, Royal Agent Colt. Adăugăm aici plus 150. Cred că ar trebui să fac eu ăsta mai mic totuși sau... Bă, totuși se vede, adică brawl-ul în sine trebuie să se observe. Uite, punem așa ca să se vadă mult mai bine. Deci avem plus 150 la Royal Agent Colt. Bun. Plus 150, să dăm noi aici plus, bam. Așa, după aceea urmează... Aule, ăsta este cu Star Points-uri, nu îl punem, efectiv. Corsair Colt-ul este 150 de gemuri, da, 150 de gemuri am dat pe el de la bun început, când am fost atunci cu... Și asta este Challenger Colt. Ei bine, Challenger Colt a fost $5, adică 25 de lei. Asta înseamnă că 80 de gemuri o să punem. Dar a fost gen fără gemuri, a fost cu bani reali. Deci ce îmi lipsește mie de aici este decât Rockstar Colt pe care l-am pe shop. Deci adăugăm aici 80 de gemuri, că atât valorează gen 25 de lei, 80 de gemuri, bam. Stai ca să vi-l și arăt. Mi se pare că e pe shop, nu? Da, uite-l pe ăsta, Rockstar Colt. Eu nu l-am, da, poate o să-l iau și pe ăsta să fie acolo. La un moment dat, azi 22 de gemuri. Bun. Trecem la Bull. La Bull, ei bine, avem mai multe skin-uri. Avem skin-ul acesta, Touchdown Bull, care Touchdown Bull a fost la tipul lui 80 de gemuri, plus 80 de gemuri, bam. După aceea trecem următorul, ăsta este cu Star Points-uri, 2500 Star Points-uri, nu are sens să-l punem. După aceea Barbarian King Bull este gratis, aniversar de 10 ani. Este un skin exclusiv, dacă stau bine să mă gândesc, i-au adăugat și dinții acolo și l-au remodelat. Și după aceea avem Space OX Bull, care a fost 149 de gemuri și l-am cumpărat în ultimul update acesta. Până acum s-au adunat 1088 de gemuri, băieți. He, hai că ajungem. Ce-mi lipsește mie de aici este Viking Bull cu 80 de gemuri și True Silver Bull și cu True Gold, care sunt cu coinsuri și nimai mult. Deci îmi lipsește un skin de 80 de gemuri pe Bull. Poate... Da, nu, să mai calculez și eu la final skin-urile care îmi lipsesc. Cred că nu are sens, nu cred. Bun, hai să trecem la Jessica, avem ceva skin. Mamă, o să fie un episod foarte lung, man. Eu cum realizez chestia asta? Dacă nici episodul ăsta nu o să fie apreciat, nu mai știu care o să fie apreciat. Așa, trecem la Jessie. Dragon Knight Jessie
a fost 150 de gemuri, îl adăugăm aici. Mi se pare că l-am cumpărat și cu reducere, dar îl calculăm gen cât este. Summer Jesse, 80 de gemuri. Bam. După aceea avem Shadow Knight Jesse cu star points-uri și arată aici. E star skin, nu are sens să calculăm. Red Dragon Jesse a fost special de China atunci când a fost în introdus Brawl Stars-ul în China și așa mai departe, nu are sens să punem pentru că l-am primit gratis și este exclusiv și acesta. Ce îmi lipsește mie aici este Tanuki Jesse, 150 de gemuri. Vă puteți chiar și voi calcula chestia asta, să scrieți în comentarii gen skin-uri care lipsesc și care ar fi prețul gemurilor totale, să și calculez așa și să poate pe viitor o să le iau pe toate, gen le deblochez pe toate. Deci am calculat aici tot, absolut tot, 1318, deci decât 150 cu 80 avem Summer Jesse și Tanuki Jesse lipsește. Hai să trecem la Brock. Uitați-vă câte skin-uri avem pe Brock. Avem Beach Brock, care costă 80 de gemuri, dar din nou l-am luat la reducere, n-are sens, îl punem 80 de gemuri. După aceea avem Boombox Brock, care este skin arhivat, deci nu o să fie în rotația regulată, după cum vedeți, mi se pare că odată pe an o să apară. Boombox Brock, adăugăm 80 de gemuri. După aceea avem Lion Dance Brock, 150 de gemuri, l-am luat și pe ăsta la reducere, dar îl punem inițial. După aceea avem Hot Rod Brock, 150 de gemuri. Da, atât a fost la început și atât am și dat pe el. Super Ranger Brock este Brawl Pass exclusiv, nu se pune. Iar asta este Old School Brock, pe care l-am luat de aniversarea din 2020. Nu îl punem nici pe acesta. E perfect. Bun, trecem la Dynamite. La Dynamite, stai puțin, începem de aici așa. Santa Maiku a fost 79 de gemuri. Da, atât a fost acum de sărbători. Spicy Mike, 149 de gemuri, văd că scrie aici, dar nu. A fost 150 la început. Nici de ce acum apare că 149. 150 sau 149 am prins pe ăsta? Nu, mă, 150 am dat. În fine, un gem. Uite, la adăugăm chiar acum. Sau, bă, un gem e degeaba. La cât am băgat. Robo Mike, 300 de gemuri, da. Cred că a fost primul meu skin de 300 de gemuri cumpărat, pentru că mai sunt cu 300 de gemuri și pe Mecha Bow și Mecha Crow, pe la nu le am încă. Pentru că sunt degeaba, dai degeaba 2000, ne dai degeaba pe le 200 de lei. Și adăugăm 300 la Robo Mike. După aceea avem Coach Mike-ul, care și el a valorat 150 de gemuri. Știu bine că am dat 150 de gemuri pe la bun început. Și Belho Mike, care este din Brawl Pass exclusiv și nu are sens. Ia să ne vedem, era exclusiv? Nu era exclusiv. Deci vine în rotație normală. Ei bine, trecem la Bo. Light Mega Bo este cu Star Points-uri. După aceea avem Gold Mega Bo cu Star Points-uri și cel cu 300 de gemuri este cel pe galben, parcă să nu mai știu pe ce era. A, era gen o culoare așa mai gălbuie, mai, în fine. Horus Bo. Aici la Horus Bo adăugăm 150 de gemuri. La Underworld Bo mai adăugăm 150 de gemuri. Atât a fost skin-urile acestea. Și după aceasta este Warrior Bo, care va fost 30 de gemuri, dar poți să lei gratis Mocha din campionat și asta am și făcut-o, l-am luat Mocha. Decât 300 de gemuri pe Bo. După aceea avem la Tick, King Crab Tick, care a fost 80 de gemuri, exact atât am dat pe el. După aceea avem Snowman Tick, care a fost și el tot 80 de gemuri și chiar atât am dat și pe ăsta. 2916 gemuri până acum, minunat. După aceea mai sunt și True Silver Tick și True Gold Tick, dar nu le-am cumpărat ulterior, nu am dat coinsuri pe ele. Aici trecem la Obit. Mi se pare că Obitul a fost înainte de Dynamite-ul sau după, nu, cred că după. Avem așa, Obit Classic, 30 de gemuri, atât am dat pe el. Virus Obit, 300 de gemuri, chiar atât am dat pe el. Și cam asta este pe Obit. Ems. Avem Colegi Ems, care este cu Star Points-uri. Singurul skin care este cu bani la Ems, cu gemuri, este Super Fun Ems, Super Fun Girl Ems. Dar nu am pentru că nu mi-a plăcut. Ulterior apoi la reducere, dar nu știu de ce nu am cumpărat-o. Poate o să o cumpăr. Deci îmi lipsește skin-ul de 150 de gemuri, că nu mi-a plăcut mie, Ems în general. Bun, El Primo, El Rudo El Primo, 80 de gemuri. Se pare că eu l-am luat, a făcut o manevră înainte să primească remodel și l-am luat la reducere. După aceea avem True Gold El Primo Silver, nu se pun. Și El Atomico El Primo, care este cu Star Points-uri. Ei bine, aici îmi lipsesc două skin-uri. Îmi lipsește skin-ul El Rey, 150 de gemuri. Și El Brown, 150 de gemuri. 300 practic îmi lipsesc, pentru că din nou
nu mi-au plăcut și El Primo n-a fost brawlerul meu favorit. Pentru că intră și joacă cu El Primo la 800 de trofee plus, să vezi că n-ai nicio șansă contra Amber, Bibi și așa mai departe. E degeaba în joc. Deci de asta nici n-am investit skin-uri, că dacă nu îl joci, n-are sens. Bun, Burley, asta este, odată cu Supercell ID-ul ți-l va da gratis. Avem Maple Burley, care costă 80 de gemuri. Bun, după aceea trecem și avem Red Wizard Burley cu Star Points-uri. Ce îmi lipsește aici? Îmi lipsește Gold Burley, 30 de gemuri. Și Bake Sale Burley, 150. Niște skin-uri. Vai și amar, mai bine nu le mai iei, n-are sens. Nu prea are foarte multe skin-uri notabile Burley. După aceea trecem la Poco. Aici avem Pirate Poco, plus 80 de gemuri, atât am dat pe el. Și Poco Default Skin din Brawl Pass, care, bă, sincer sunt două. Nu am Serenity Poco, nu am vrut să zic Valentin Poco. Nu am Serenity Poco, 150 de gemuri, pentru că nu mi-a plăcut. Nu are nimic schimbat, n-a avut mare lucru schimbat. Puteam să-l iau de Valentine's Day, dar nu are sens. Trecem la Rosa, unde avem doar un singur skin. Și acesta este de Brawloween, l-am luat gratis. E 80 de gemuri, dar eu l-am luat gratis, nu are sens să punem. Rosa ar mai trebui să mai bage skin-urile, dacă observ. La Rico, Loaded Rico, 150 de gemuri, dar am făcut eu manevră și l-am luat înainte să primească remodel, l-am luat mai ieftin. Popcorn Rico îmi lipsește, nu l-am, ăsta este Ricochet, care e de 2019 aniversare. Îmi lipsește Popcorn Rico, într-adevăr 150 de gemuri. Și avem pe Guard Rico, care valorează 150 de gemuri și atât am și dat pe el. Bun, hai să trecem la următorul, este Daryl. Dumpling Daryl, 80 de gemuri. Parcă atât am dat pe el, sau l-am luat la reducere, nici nu mai știu, 49 sau 39 de gemuri. E pentru ultima dată când puteți să luați, luați neapărat de pe shop, dacă cumva l-aveți, gemuri, dacă aveți, bineînțeles, pentru că nu o să mai puteți lua niciodată acest skin. După aceea avem Masco Daryl, care este și am dat 80 de gemuri exact. Și cam atâtea sunt pe Daryl, ăsta este exclusiv de la Brawl Pass-ul acesta care este acum. Trecem la Penny, care este Lil Helper Penny. A fost, dar nu este aici, wow, l-au scăpat, Lil Helper Penny a fost 80 de gemuri la început, îl pun cu 80, dar cred că am luat la reducere cu 49. Hai să pun totuși 49 de gemuri aici, totuși. Ba da, nu, erau aici 80 de gemuri. Erau 80 de gemuri, dar l-am pus la 49, bă, nu l-am cumpărat la început, n-am cumpărat skin-ul ăsta la început, l-am dat 39 sau 49, nu mai știu sigur. În fine, nu pun 80, pun 39, am pus 49 să fie acolo. Parcă totuși 39 am dat pe el. Bunny Penny am dat 80 de gemuri, într-adevăr atât valorează. Dark Bunny Penny este cu Star Points-uri. Trecem la Carl. Carl care are foarte multe skin-uri. Avem prima dată una bucată Raw Rage Carl, 80 de gemuri, atât am dat pe el. Hog Rider Carl, 80 de gemuri, nu, parcă nu atât am dat pe el, dar l-am prins la reducere odată, că a fost o reducere, nu știu ceva, o nebunie. Avem și Leonard Carl pe care l-am cumpărat ulterior, tot la fel la o reducere, dar îl pune 80 de gemuri că sunt golan. Așa, avem Captain Carl, 150 de gemuri, băgăm la băiatul, 150 de gemuri, și Dartai Carl, care este cu Star Points-uri. Am obosit deja. Avem Constructor Jackie, pe Jackie, dar cred că a sărit-o de pe aici, s-a cam sărit Constructor Jackie, a fost 30 de gemuri, voi pune eu din mintea mea, că știu sigur chestia asta. Ultra Driller Jackie, 150, cam astea sunt și pe Jackie. Trecem la Piper, care are și ea foarte multe skin-uri și ne plângea la început că n-are nimic, ăsta este cu Star Points-uri. Calavera Piper a fost 80 de gemuri, țin bine minte chestia asta, n-a avut efect special, nimic schimbat. Cupid Piper, 150, da, am cumpărat-o chiar anul trecut. True Silver Piper și cu Choco Piper, 80 de gemuri la băiatul. True Silver nu are sens să o punem pentru că e cu coins-uri și așa mai departe. Am toate skin-urile cu gemuri pe Piper, mi-a plăcut mie, ce drept. Pam are decât un singur skin cu gemuri și acela este Holiday Pam, 80 de gemuri adăugăm aici. Franku, și Franku, nu stă rău. Kimman Frank, care este un skin exclusiv, gen un skin arhivat care vine odată pe an, costă 80 de gemuri și chiar atât am dat pe el. După aceea avem DJ Frank, 80, și cel cu brăduțul, Holiday Party Frank, 150.
Și da, și aici am toate skinurile aolo, nu era Holiday Frank pe fundal. Scuze. Și aici am toate skinurile cu gemuri cumpărate pe Frank. După aceea trecem la Bibi. Avem heroin Bibi care a fost 150. Știu bine că am dat 150. Și Bibi, gen zombie Bibi, care a fost skinul comunității, 80 de gemuri. Într-adevăr că mă miram de ce a fost atât de puțin. Mamă, ne apropiem de 10.000 de gemuri ușor, ușor. Și nu suntem la jumate aici, nebun. Bine, avem 5.500, dar cred că o să fie cam vreo 10.000 la final. Așa, bun. Trecem la Bea. Bă, că și Bea îi lipsă pe aici, dar nu este nicio problemă că o să pun eu. Ladybug Bea, 30 de gemuri am dat pe ea la început. Și cu Mega Beetle Bee, 150 de gemuri. Așa, trecem la Nani. Nici Nani nu e pe aici. Nu știu de ce, cred că sunt Brawler noi. Avem decât Retro Nani, care a fost, dacă nu mă șel, 30 de gemuri. Doar 30 de gemuri, atât avem pe Nani. A, și mai este. Mai este pe Nani un skin care lipsește ăla de pe Brown and Friends. Și nu l-am luat, mi se pare că a fost 150 de gemuri sau este 150 de gemuri. Dar nu l-am luat eu, că nu a avut sens, nu mi-a plăcut foarte mult. Așa, trecem la Edgar, care Edgar nu are niciun skin. Nu are nimic, absolut nimic băgat pe joc. Și n-are sens să calculăm. Mortis. Rock Bailey Mortis, 150 de gemuri scrie aici, dar nu, ar fi mult să pun 150 de gemuri, am dat pe el 39 sau 49, nu, cred că 49 am dat pe el. Punem 49 aici la băiatul, n-are sens să pun. Nightwish Mortis, 150 de gemuri aici, parcă atât am dat pe el. Sau 80, nu, acum e 150 de gemuri? Mă, iute, am dat 80 de gemuri, pleacă de aici. 80 de gemuri, aici, stați așa ca să vă arăt, acesta este Nightwish Mortis. După aceea Rock Mortis, da, am dat 150 pe el. 150 am dat pe el. True Silver, True Gold, așa, nu mai contează. După aceea avem Tara. Avem una bucată Tara aici, care este cu Star Point-uri, și Strin Ninja Tara, care avem și pe shop, 80 de gemuri. De fapt, acum e 50, dar eu am dat. Am dat 80 de gemuri atunci, acum e 59 de gemuri. Și este exclusiv, exclusiv, dar nu pentru ultima dată. Bun, am scăpat și de Tara, îl avem pe Jean. Acest skin a fost 80 de gemuri, țin bine minte la început că am dat pe el 80 de gemuri. După aceea Evil Jean, care este 150. Și atât ce a și fost la început. Max. Ei bine, la Max nici ea văd că nu e trecută pe aici. Asta este 30 de gemuri. Țin bine chestia asta, țin bine minte. Streetwear Max, 150. Și acesta a fost tot 150. Parcă tot 150, nu știu, puteți să mă corectați dacă cumva omit treaba asta, puteți să mă corectați în comentarii, dar știu că ambele au fost. Sau nu, Streetwear Max a fost 80. Hai să dau un search totuși. Da, scuzele mele, a fost decât 80 de gemuri, deci din 150 a trebuit să scoatem 70 de gemuri, da? Hai să scoatem minus 70 de aici. Așa, bun, cred că este în regulă, am greșit eu aici, de fapt era 80 de gemuri, 950. Dar nu e nicio problemă, am calculat din nou. Mr. Pio are decât pe ăsta cu 30 de gemuri, bam, bam. După aceea, Sproutu, are Tropical Sproutu 30 de gemuri, dacă nu mă înșel, nu a fost 80 de gemuri, 30 de gemuri. Dar o să mă și uit după aceea să știu sigur. Și acesta a fost 150 de gemuri, un skin care mi-a plăcut și îmi place super mult. Mi-a plăcut de la bun început. Byron nu are skin absolut deloc. Da, într-adevăr, Tropical Sprout am verificat și 30 de gemuri era. Trecem la Spike, care Spike în ultimul timp a bugat gen foarte multe. 80 de gemuri Sakura Spike, dar știu că nu l-am cumpărat cu 80 de gemuri, dar o să pun 80 de gemuri aici. De Sakura Spike 80 de gemuri. Avem Robo Spike 150 și pe ăsta normal reducere, dar 150 valorează. Mask Spike 30 de gemuri, atât am dat, fix. Dark Lord Spike 150 de gemuri, exclusiv. Acum l-am luat și puteți să-l luați și voi, pentru că v-am zis că este exclusiv și chiar merită luat. Este unul dintre cele mai frumoase, cred că acesta cu Rock Mortis, cu Virus Obit, unul dintre cele mai, poate o să fac un episod cu cele mai frumoase și exclusive skin-uri. Bun, trecem la Crawless, la Relu, cum îi spuneam eu de odinioară, Relu. Avem așa, White Crow, 80 de gemuri, am dat mai puțin, am dat 30 de gemuri la început, dar punem 80. Suntem golani până la capăt. Phoenix Crow, 300 de gemuri, chiar atât am dat pe el. Sau mi se pare că l-am luat la reducere 229 sau ceva de genul pe atunci când am luat eu Crow, Phoenix Crow, și am făcut episod. Era cel mai scump skin la început pe jocul acesta.
Phoenix Crow. Gold Mecha Crow cu Star Points-uri. Asta cu Star Points-uri, ce nu lipsește este Mecha Crow pe albastru cu 300 de gemuri. Dar, v-am zis, sunt degeaba skin-urile acelea. Trecem la Leon. Leon care, Shark Leon, costă 80 de gemuri. Tot la fel pe la reducere l-am luat și cel mai bine cu reduceri. Werewolf Leon 150, chiar atât am dat, mi-a plăcut de la bun început. După aceea Sally Leon 80 de gemuri. Când mi s-a furat contul, mi-a cumpărat din bun simț și după aceea la practic ar fi venit Mocha, că mi l-a cumpărat și mi-a dat gemurile înapoi și mi-a rămas pe cont. Avem True Gold Leon, doar abonații vechi știu chestia asta. Silver și Gold nu se pun că sunt cu Gold, practic, cu bănuți. Sandy, avem aici 30 de gemuri, atât am dat. Și după aceea avem Sugar Rush Sandy, care a fost 80 de gemuri. Bă, da, chiar 80 de gemuri, era să zic o prostie, era să zic 150. E foarte tare skin-ul ăsta. După aceea avem la Amber, nada skin, nu este skin absolut deloc. Bun, după aceea Gale-ul. A, Gale aici trebuie să ne băgăm puțin, ăsta este la Brawl Pass exclusiv. Iar acesta a fost 150 de gemuri. După aceea Sergiul nu are decât de la Brawl Pass. Coletu are Trixie Colette din Brawl Pass și Navigator Colette, care a fost 79 de gemuri, așa este. După aceea Lu are decât pe asta, pe Smooth Lu, care 70 de gemuri am dat pe el, plus 79 de gemuri, bam. Smooth Lu și Colonelul Ruffs nu are niciun skin, are decât Ronin Ruffs. Cam asta au fost toate skinurile. Avem un total de 8362 de gemuri. Cred că 8362. Bă. 8362, că dacă tu dai egal, practic se mulțește ori 2 sau ceva de genul. Deci 8362 de gemuri. Asta vine un calcul. Hai să calculăm. Deci 8362, 2000 de gemuri. 2000 de gemuri vin 500 de lei, da? Asta înseamnă că 2000 de gemuri, 8004, 20 de milioane și încă 300 de gemuri, 362. Erau conform așteptărilor mele. Deci în concluzie, valoarea skin-urilor mele de pe cont este de 2100 de lei, adică 21 de milioane în bani vechi. 21 de milioane doar în skin-uri, deci doar în skin-uri. Ce e drept că nu e foarte mult, că dacă stau bine să mă gândesc, numai Brawl Pass-uri câte am dat la giveaway și am făcut extrageri pentru abonați și tot nu, știi cum e vorba aia, bă, tot nu sunt mulțumiți și tot nu sunt mulțumiri pentru giveaway-ul pe care le-am dat. Și practic am zis că din bănuții mei nu sunt Brawl Pass-uri gratis pe care le dau și așa mai departe. Este doar o mulțumire că sunteți alături de mine și că sunteți abonați, că dați follow pe Instagram la Mădrin Puterea de 23, like-uri și codul Mădrin pe shop pentru toate chestiile astea. E o mulțumire și din cauza asta mai facem câteva extrageri de Brawl Pass-uri și așa mai departe, asta în limita, cum s-ar spune, nu stocului, limita bugetului, cred că cel mai bine spus. Cred că mai lipsesc skin-uri de în valoare de 2000 de gemuri, probabil. Cam ceva de gen, uite, cred că o să fac un episod special cu skin-urile care îmi lipsesc și cu cât mai trebuie să mai bag gemuri. Și poate odată așa, bum, bag gemurile alea și luăm toate skin-urile, dar nu putem să le cumpărăm pe toate odată, trebuie să le cumpărăm în zile diferite, dar probabil o să pun eu un episod cu toate skin-urile cumpărate, gen un singur episod, o să le comprim cum ar veni. În fine, cu toate astea episodul este destul de lung, nu are sens să mai prelungim. 8362 de gemuri am investit în skin-uri. Cu toate astea, nu uitați de butonul de like, și Brawl Pass-ul, da, că și în Brawl Pass am investit ceva. Stau bine să calculez, și în Brawl Pass-ul se mai pun vreo, cred că peste 2000 de gemuri. În fine, nu mai contează treaba asta. Cu toate astea, ne vom vedea data viitoare. Nu uitați de butonul, să facem peste 15.000 de like-uri. Să aveți codul Mădrin pe shop pentru că urmează din nou opening-uri foarte forță, să vedeți gen câte legendare și ce chestii am mai luat, gen ce brawleri. Am dobărât un nou record pe un episod, am luat peste 10 brawleri noi, deci peste 10 brawleri, atenție mare. Și o să ne vedem data viitoare la un nou episod. Pa, pa! Subscribe!